Râdem în continuare, dar și alături de prieteni ai noștri care vin să ne povestească despre Caragiale și cât de actual este sau nu în zilele noastre. Vin astăzi la noi Manuela Hărăbor și Gabriel Făt. Bună dimineața! Bună ziua! Wow, ce apariție! Wow. Nu v-am mai văzut de mult. De ultima oară când erai cu informațiile foarte exacte. Da, cred că de aia ai și de venit. De ultima oară când ne căsătoream între ei. Te salut. Bună dimineața. Bună. Cum? Nu, că noi știm, Gabriel e cu informațiile. Da. Manuela e cu textul și eu cu matematica, precizia, data, locul, ora. Exact, data, voi puncta exact ceea ce este nevoie. Dale Carnavalului, piesă nouă, nu? Da, da. Unde vedem Dale Carnavalului? Vedem mâine seara la Sala Dales, la ora 19. Greșit, vedem mâine seara este la Focșani. A, nu, mâine seara e la Focșani, voi mâine, deci... Mier cu Sala Dales, ora 19. Apropo de date și de corectitudine. Exact. Miercuri la Dales, Dale la Dales, că n-avem Dales. Da. Bine, cine mai joacă? Dan Tudor, care este și regizorul spectacolului, face un Ian cu Pampon de mare senzație. Corina Dănilă, Didina Mazu, Tudorel Filimon în Crăcănel. Domnul Naie e aici, Domnul Bibicu e lângă mine. Bibicu. Și pe tinerii artiștii spune eu, Marius Furtună, Ionuț Gurgu, Vlad Vâlciu și... Și Florin Dobre. Foarte tare. Mai este actual Caragiale? Mai nebunii să joacă în fiecare zi în Parlament ale Carnavalului. Cât de actual e și cum îl În primul rând, Caragiale este poate unul dintre cei mai mari dramaturgi universali. Din păcate, el este atât de național și atât de românesc și din cauza asta n-a avut șansa să treacă dincolo de granițele României, dar dacă vorbești cu critici literari, dacă vorbești despre Caragiale, o să ți-l pună pe aceeași palier cu Shakespeare, dacă vrei. Da, poate fi, acolo. După câți ani rejoci? N-am jucat Mița Bason niciodată, nu? Am debutat în Dale Carnavalului la Timișoara în urmă cu, nici nu mai știu, 27 de ani. Am jucat Didina. Și acum m-am întâlnit, m-am mai maturizat puțin, am mai câștigat puțin din experiență și am ajuns la baston. Ce să fac? La baston am ajuns! Ai câștigat experiență, dar ai rămas la fel de frumoasă. Zi-mi ce faci, ce fac? Te păstrezi atât de bine și arăți atât de bine. Ce să fac? Ce-mi dă Dumnezeu, aia fac. Nu fac mofturi. Asta nu fac, nu fac mofturi. Iau tot ce mi se oferă ca pe un dar. Îl am pe Andrei lângă mine, care am plinit 28 de ani și mă ține tânără. Deci undeva n-ar trebui să depășesc vârsta lui. Suntem așa în tandem. Are 28 de ani, eu trebuie să mă opresc la 28 de ani. Când mai înaintează puțin în ani, mai fac și eu un pas. Poți să cam aici m-am oprit. Seria întrebărilor. Ce faci de temenție așa de bine, Gabriel? De arăți atât de bine. Merg la sală, la sala de mese, la prânz așa. La sala Dales. Și în rest alerg, așa cum spunea Manuela, începem un turneu prin țară cu Dale Carnavalului. Eu am între timp că am fost la voi de curând cu căsătorie în trei, diseară am la Onești, de exemplu. Mâine avem Dale Carnavalului la... Focșani, miercuri la Dales, joi la Dales am Ana lui Manole, vineri la Dales avem Eu dau banul, eu dau ora exactă, sâmbătă avem la Ploiești și în fiecare zi în această săptămână eu am spectacole, așa că mult sport extrem. Măi Florina, dacă nu ai pe cineva care să țină un calendar atât de strict pe ore, păi pe vă spun zile? Ceva și soția mea, care sper că se uită cu fii mea, e martor, mi-am pus programul pe frigider, pe ambele, pe 3 luni, februarie, martie, aprilie și ne uităm acolo, ce a trecut tăiem și ea se uită, seara ce e nouă, n-a ajuns, pe unde o fi, se uită, e la Bacău. Mâine. Sau mai vorbim, da. Pentru că... Unii își pun meniurile pe frigider, tu programul. Eu am programul pe 3 luni. Tocmai ca în martie, de exemplu, dintr-o lună de 30 de zile, am 24 de spectacole. Wow. Vă dați seama, o văd pe fiimea așa, pe FaceTime și prin poze. Sau ea mă vede acum la televizor. Te pupă, tati! De când vă știți, Manuela? Oh, ne știm. De când eram tineri. De când eram tineri. De când eram tineri, da. Și ați mai jucat împreună până acum? Nu, e prima dată. Dar nu ultima, abia începem. Pot să mă laud, este un partener extraordinar. Scenă. Nu că ești frizer, dar ești galant, Bibicule.
Și nu vreau să fac complimente și gratuități din astea așa matinale, dar e mare lucru să te întâlnești pe scenă cu cineva care să să-ți și dea, să fie un ping-pong de energie, de nu numai la nivel de schimb de replici. Pentru mine a fost o surpriză extrem de plăcută, ne jucând cu el până acum. Ce tare! Mulțumesc, da, noi am mai colaborat pe niște proiecte până acum 4 ani, 5 ani și după aia nu ne-am mai intersectat. Și când a venit Dan Tudor la Dales cu această propunere Dale Carnavalului, eu voiam să mai fac un spectacol nou și el a zis Dale Carnavalului. Mi-a propus distribuția și am zis stop, am și eu o propunere. Pentru că raportul Naie Mița, zic, o văd pe Mița așa într-un fel când strigă: Bibicule, știi tu ce am în sticluța asta? Să îi se taie picioarele și să fie raportul ăsta. Și a zis Dan cine? Manuela Hrăbor. Da. Și așa a fost din prima. Da, a venit, a reapărut chimia și iată-ne într-un proiect care sper eu că va fi de lungă durată. De viață lungă, ar fi și păcat, pentru că e un spectacol foarte bun, construit clasic. Eu nu că nu aș fi modernistă și așa, dar mie îmi plac spectacole care sunt mai ales bazate pe texte clasice. Să nu batem câmpii, să nu vrem să reinventăm să-l lăsăm roata așa. Și exact. Să, da, da, pentru că doar din scriitură este atât de extraordinar de bine scris, că n-ai nevoie să te mai dai tu de-a tumba și să faci, dacă ești bine, serios și da. Ții până și punctuația pe care a pus-o Caragiale, se spunea moș virgulă, deci orice virgulă este are acolo rostul unde ei trebuie acolo. Și are rostul. Vă distrați mult la repetiții? Oho. Oho. Și este foarte clasic și curat, adică nu ți-e rușine să vii cu părinții, nu ți-e rușine să vii cu copii, pentru că mai sunt spectacole unde auzi sau vezi nu știu ce și atunci te jenezi un pic sau... Dar aici l-am și făcut în ideea, vrem să avem în aprilie, cred, un weekend în care vom juca de la 15 odată și de la 19 odată sâmbătă, de la 15 și de la 19 duminică, doar pentru elevi. Va fi un weekend dedicat elevilor, se numește Întâlnire cu Caragiale la Dales. Tocmai pentru cei care au un program școlar Caragiale, să citească piesa și apoi să vină să vadă și spectacolul care respectă, cum spune și Manuela, respectă textul de acolo. Foarte tare. Deci Dale Carnavalului, poi mâine la sala Dales, pentru cei și care sunt la Focșani. Și pentru cei care sunt din Focșani. Și în rest ne mai consultăm cu Gabi pe parcurs. Pe site-ul nostru, teatrulprincipal.ro. Manuela Hrăbor și Gabriel Fătă au venit și ne-au vorbit despre Caragiale și despre Dale Carnavalului.